Slăvit să fie Domnul! Cuvântul are un nume, Iisus. Victoria are un nume, pacea are un nume, neprihănirea are un nume și numele Iisus. Vă invit cu respect să ne ridicăm pentru citirea cuvântului. Dacă vreți să deschideți împreună cu mine la Evanghelia după Ioan, capitolul 5, John chapter 5, starting with verse 1, pagina 1030 din Scriptură. Vindecarea slăbănogului de 38 de ani. După aceea era un praznic al iudeilor. Și Iisus a suit la Ierusalim. În Ierusalim, lângă poarta oilor, este o scăldătoare numită în evreiește Betesda, care are 5 pridvoare. În pridvoarele acestea zăceau o mulțime de bolnavi, orbi, șchiopi, uscați, care așteptau mișcarea apei. Căci un înger al Domnului se cobora din când în când în scăldătoare și tulbura apa. Și cel din tâi care se cobora în ea, după tulburarea apei, să făcea sănătos orice boală ar fi avut. Acolo se afla un om bolnav de 38 de ani. Iisus, când l-a văzut și fiindcă știa că este bolnav de multă vreme, i-a zis, vrei să te faci sănătos? Doamne, i-a răspuns bolnavul, n-am pe nimeni să mă bage în scăldătoare când se tulbură apa și până să mă duc eu se coboară altul înaintea mea. Scoală-te, i-a zis Iisus, ridică-ți patul și umblă. Îndată omul acela s-a făcut sănătos și a luat patul și umbla. Ziua aceea era o zi de sabat. Iudeii ziceau deci celui ce fusese vindecat, este ziua sabatului, nu ți este îngăduit să-ți ridici patul. El le-a răspuns, cel ce m-a făcut sănătos mi-a zis, ridică-ți patul și umblă. Ei l-au întrebat, cine este omul acela care ți-a zis, ridică-ți patul și umblă? Dar cel vindecat nu știa cine este, căci Iisus se făcuse nevăzut din norodul care era în locul acela. După aceea Iisus l-a găsit în templu și i-a zis, iată că te-ai făcut sănătos. De acum să nu mai păcătuiești, ca să nu ți se întâmple ceva mai rău. Omul acela s-a dus și a spus iudeilor că Iisus este acela care îl făcuse sănătos. Din pricina aceasta, iudeii au început să urmărească pe Iisus și căutau să-l omoare, fiindcă făcea aceste lucruri în ziua sabatului. Până aici cuvântul Domnului, vă invit respect să reocupați locurile. Ne bucurăm să fim cu dumneavoastră în această dimineață. După votul dumneavoastră al bisericii, am vorbit cu fratele pastor Lazar și îmi zicea, înainte ca să vii definitiv, va trebui să vii cel puțin o dată să mulțumești fraților pentru încredere și am fost de acord că așa este. Problema este că eu cu pacienții am programul făcut cu 6 luni înainte și săptămânile acestea, săptămâna trecută și săptămâna aceasta, a fost programul mai liber să putem să mutăm pacienții de pe ziua de luni, pe marți, miercuri, joi, să putem să venim ca să fim cu dumneavoastră duminica, mâine dimineață la ora 7:50, din nou suntem pe zbor înapoi spre casă. Aș vrea în această dimineață să vă mulțumesc, vă mulțumesc așa de frumos surpriza care ne-ați făcut-o în această dimineață. Aș vrea să vă mulțumesc pentru dragostea dumneavoastră. De fiecare dată când am venit aici, am simțit o dragoste autentică, zâmbetul dumneavoastră, dragostea dumneavoastră, am zis la Violeta, măi, oamenii ăștia ori sunt foarte, foarte politicoși sau chiar ne îndrăgesc și ne iubesc. Și votul dumneavoastră a dovedit dragostea dumneavoastră, vă mulțumim din suflet. Și noi a fost un pas greu, pot să vă spun, pentru noi. Iubim biserica din Florida, frații de acolo. Le-am făcut o întristare destul de mare când au aflat că plecăm, dar știți că în viață trebuie să mergem cu planul Domnului care îl are pentru noi. Vine ziua pentru fiecare din noi când Dumnezeu vine și în ciuda gândirii noastre, a planurilor care le facem noi, vine El cu planul Lui. Să știți că ne uităm
în viitor cu anticipare pentru lucrurile minunate care le are Domnul în plan să le facă cu noi aici. Aseară cu frații din comitet, din bordul bisericii, realizam că vorbeam noi din Florida și aici. Și am zis, ok, trebuie să se schimbe vocabularul nostru, noi de aici și cei din Florida. Mă rog Domnului ca Domnul să vă binecuvinteze pe fiecare din dumneavoastră. Aș vrea să vă spun că Domnul are nevoie de fiecare din noi. Absolut fiecare. Nu este nicio persoană aici pentru care Domnul nu are un plan. Dar nu așa. Are un plan pentru ziua de mâine. Are un plan pentru duminica viitoare. Are un plan pentru luna viitoare. Așteaptă ca noi să venim la El, să primim acel plan. În această dimineață aș vrea să vorbesc de vindecarea acestui slăbănog. M-am gândit, Doamne, ce să vorbesc acum când venim și nici cum lucrul acesta, n-am avut liniște să merg la alt text, am vorbit cu din textul acesta, nu mai știu, ultima dată, probabil, vreo 4-5 ani în urmă. Și aș vrea să vorbim despre preconcepții care ne împiedică pe calea credinței. Preconcepții de ale noastre, care de fapt ne împiedică pe calea credinței. Dacă ne uităm la acest tablou al scăldătorii de la Betesda, să știți că nu este un tablou absolut deloc atractiv. Vedem în tabloul acesta o mulțime de bolnavi. O mulțime de oameni bolnavi. Și spune Scriptura că erau orbi. Oameni care nu aveau un wheelchair ca ziua de astăzi. Se rezemau pe o bâtă. Și pe vremea aceea nu era social safety net care îl avem noi astăzi. Oamenii aceștia abia își câștigau existența. Trăiau din mila oamenilor. Erau orbi care mergeau bâșbăind prin locul acela. N-aveau cum să vadă când apa era tulbure, să sară în apă. Erau șchiop care altcineva putea să meargă înaintea lor. Erau alții uscați, în alte cuvinte, zăceau acolo, cineva trebuia să-i mute, să-i ducă, să-i aducă. Erau acolo gemete de durere. Nu erau medicamentele care le avem noi astăzi, painkillers. Era acolo miros, pentru că nu era igiena de astăzi și facilitățile care le avem noi astăzi. Era înghesuială, era tensiune, era oboseală. Și era o așteptare care nu era definită, era imprevizibilă. Din când în când venea Îngerul Domnului și tulbura apa. Și în tabloul acesta, din când în când, ceva strica rutina aceea. Era câte un strigăt de bucurie, de aleluia, de slăvit să fie Domnul. Era câte o victorie, cineva era vindecat. Care pentru ceilalți, era mai degrabă o tristețe că n-a fost ei. Să știți că cuvântul acesta, Betesda, are un înțeles dublu în ebraică și în aramaică. În primul rând înseamnă rușine, disgrație, dezonoare, necinste, din pricina bolilor și suferințelor care era acolo. Dar mai are un înțeles. Mai înseamnă și casa milei. Casa Harului, pentru că din când în când era câte o victorie acolo. Și mă gândesc la biserica contemporană de astăzi, că aproape am început să arătăm ca Betesda. Oameni care suferă, fizic, spiritual, tot felul de boli, gemete. Vin oamenii și așteaptă să facă Domnul ceva, poate cândva, să miște Domnul apa. Și din când în când auzim câte un strigăt. Slavă Domnului, cineva a fost vindecat, s-a atins Domnul, cineva a fost eliberat. Și ceilalți așteaptă, oare când îmi vine rândul meu? M-aș bucura și eu să am parte de o victorie. În primul rând aș vrea să vă spun că Domnul Iisus vede și cunoaște greutatea suferinței tale. Spune aici în versetul 5 și 6 că acolo se afla un om bolnav de 38 de ani și spune că Iisus l-a văzut zăcând acolo și știa că suferă de multă vreme.
Știți că și astăzi sunt atâția de mulți oameni care suferă? Și nimeni nu știe. Știți că sunt oameni care arată atât de bine în exterior. Vin la biserică, poate au familii care aparent ar fi de model, de copiat. Ne uităm la ei și ne imaginăm că nu au nicio problemă. Și în interiorul lor, de multe ori, au câte o suferință nascuns. Au avut un moment de slăbiciune, unde au avut o cădere morală. Au căzut într-un păcat, s-au jucat cu păcatul și au greșit cum nu și-au imaginat ei că o să greșească. Și nu pot să spună la nimeni. Își imaginează, poate îmi distrug căsnicia, îmi distrug cariera, îmi distrug reputația familiei. Și rușinea le oprește să spună la cineva cu ce suferă, la ce se uită pe internet, la ce patime are. Aș vrea să spun în această dimineață că dacă tu suferi în inima ta de multă vreme, să știi că Domnul știe de treaba ta. Știe de durerea ta, știe de necazul tău, știe de suferința ta. Poate ai o boală fizică care nu știe nimeni, ai o suferință. Știți ce avea slăbănogul acesta? Mai avea o strigare a inimii. Era o șansă atâta de mică ca el să fie vindecat. Înainte să fie vindecat, altcineva ajungea la apa aceea, tulburată. Omenește am spune că nu avea nicio șansă. Și aștepta cumva să lucreze Dumnezeu, să se îndure Dumnezeu. Aș vrea să spun în această dimineață că Domnul este atras de strigătul inimii celor îndurerați și chinuiți. În Isaia, capitolul 66, cu versetul 2, spune cuvântul Domnului așa: iată spre cine voi îndrepta privirile. Unde se duc ochii Domnului? Unde se duc ochii Domnului în această dimineață? Spre cel ce suferă și are duhul mâhnit. Știți că Domnul caută astfel de suflete? Ochii Lui caută inimile acestea. Mi-a adus aminte de rugăciunea Anei. Doamne, ani de zile a suferit. Și a venit să se închine și din durerea inimii nu mai putea să formeze nici cuvinte, doar buzele ei se mai mișcau. Pe din afară arăta ca o femeie biată. Dar Domnul este acela care vedea mult mai adânc. Pentru că ochii Lui merg spre cel ce suferă și spre cel ce are duhul mâhnit. You know what that's me and that's you. Să știți că noi am fost creat pentru o părtășie reală cu Domnul. De multe ori ne imaginăm că venim la biserică și îngerul Domnului punctează cine a intrat la fără un minut, la fără cinci minute și cine a intrat la un minut. Sau la și un minut. Nu trebuie să respectăm casa Domnului, să fim la timp. Dar ne imaginăm că trebuie să facem anumite ritualuri, trebuie să check every box. Și atunci când vede Domnul că noi am fost cuminți, în ghilimele, ne calificăm pentru îndurările Domnului. Și problema este că niciodată nu suntem destul de cuminți. Să știți că închinarea noastră trebuie să fie în duh și în adevăr. Domnul este Cel care se uită la duhul nostru, la inima noastră, la strigătul inimii noastre. Știe unde ne aflăm, știe foarte bine, ne știe plusurile, ne știe minusurile. Să știți că toți de aici care suntem, ne aflăm pe o zonă de gri. Nimeni de aici nu este sfânt prin faptele Lui, dar nimeni. Toți suntem socotiți, neprihăniți prin jertfa Domnului Iisus Hristos. Ne aflăm undeva pe tabloul acesta de gri. Și încercăm să fim, să avem mai puține puncte închise și să fie mai mult. Dar prin neprihănirea noastră nu se califică niciunul, niciodată. Și Domnul așteaptă de la noi să venim cu inima noastră, cu starea noastră și să-i spunem Domnului: Doamne, am nevoie de Tine. La situația mea, eu n-am nicio șansă. Rămân la mila Ta, la harul Tău, la îndurarea Ta. Și Domnul este acela care se atinge de noi în mila și în harul Lui. Aș vrea să spun
să nu te mâhnești de starea în care ești. Să nu te poticnești. Și îți întreb privirile spre Domnul. Și Domnul are o întrebare pentru slăbănoc și pentru noi în această dimineață. Și pune o întrebare care pare a fi ridicol. Și îl întreabă, vrei să te faci sănătos? Și la răspunsul acesta trebuie să răspunzi da sau nu. Și chiar dacă întrebarea pare a fi nonsens, noi spune, păi normal că omul vrea să fie sănătos. Să știți că răspunsul scoate la iveală ceva. Și răspunsul acesta scoate ceva la iveală de la fiecare din noi. Întrebarea aceasta era absolut necesară pentru vindecarea slăbănogului. Știți, oamenii care suferă de multă vreme, de o suferință fizică, spirituală, de multe ori încep să se focalizeze pe durerea lor, pe neajunsul lor, pe păcatul lor, pe înfrângerea lor și nu văd nimic altceva decât falimentul acela, suferința aceea, doar atâta. Să știți că oamenii când se uită doar la negativ, doar la suferința lor, doar la falimentul lor, doar la greșelile lor, creează o atmosferă pentru întuneric. Nu mai văd lumina lui Dumnezeu, nu mai văd speranță, nu mai văd promisiunile lui Dumnezeu. Se focalizează pe ceea ce nu au, în loc să se focalizeze pe ceea ce au. Și apoi cei care suferă de multă vreme încep să se obișnuiască cu starea lor, spirituală sau fizică. Și suferința, durerea, depresia ajunge nou în normal, unde crezi că așa trebuie să fie. Spun alții, aceasta este crucea mea. Fraților, știți că fiecare din noi trebuie să ne luăm crucea în fiecare zi, dar lucrul acesta este un lucru opțional? Dacă ai o boală, aș vrea să spun că aceea nu este crucea ta. Pentru că crucea este pentru fiecare din noi, ca noi în fiecare dimineață să răstignim firea noastră pământească. În fiecare zi, noi avem oportunitatea să răstignim opiniile noastre, dorințele noastre, tot ce ne-am dorit noi, să le punem pe cruce, ne răstignim pe noi și spunem, Doamne, astăzi trăiesc pentru Tine. Și Domnul a spus, cine vrea să mă urmeze, să-și ia crucea și să mă urmeze. Dar poți să lași crucea jos dacă vrei. Dar o boală nu poți să lași jos. Aia vine cu tine, vrei, nu vrei. Sunt probleme care vin cu tine în fiecare zi și nu e aceea crucea ta. Crucea este opțională. Suferințele acestea este total altceva. Și sunt oameni care de la o bucată de give up, fără să-și dea seama, acceptă ca suferința aceea, starea aceea să fie destinul lor. Și întrebarea Domnului este pertinentă și pentru fiecare din noi. Și Domnul vrea tu challenges. Vrei să te faci sănătos? Vrei să ai rezolvare la problema ta cu care te confrunți? Și observați răspunsul acestui slăbănog care scoate la iveală o teologie greșită. Domnul întreabă, vrei să te faci sănătos? El trebuia să răspundă da sau nu. Și el spune așa, Doamne, n-am pe nimeni. Îmi place cum este scris în engleză, I have no man. Știți ce vedea el problema lui? Oamenii. Nu am pe nimeni. Gândiți-vă cât de ridicol este răspunsul acesta. Creatorul Universului stătea de vorbă cu el. Îl întreba, da sau nu, vrei să te faci sănătos? Și el vede ca și piedică pentru vindecarea lui oamenii. Doamne, n-am pe nimeni. Doamne, sunt așa de deznădăjduit. Familia mea trebuia să fie în jurul meu. They gave up on me. M-au lăsat să zac aici. N-am nicio șansă să fiu vindecat. Nu este nimeni să mă ia să mă arunce în apă. Nu le pasă de mine. Cât de mulți oameni nu suferă astăzi și exact aceasta este teologia lor. Doamne, am probleme. Știi care e problema? Oamenii. Doamne, ar fi trebuit să fie lângă mine. Și omul acesta a păcătuit.
Că spune Scriptura mai departe, Domnul Iisus spune să nu mai păcătuiești, să nu ți se întâmple ceva mai rău. Abandonat, măturat. Fără să-și dea seama, omul acesta se baza pe oameni pentru rezolvarea lui. Ascultați ce spune Scriptura despre oamenii care se bizuiesc pentru oameni, pentru rezolvarea problemelor. Ieremia, capitolul 17, cu versetul 5. Așa vorbește Domnul. Blestemat să fie omul care se încrede în om, care se sprijină pe un muritor și își abate inima de la Domnul. Observați. Blestemat este omul care se încrede în om. Aceasta este omul care eu, care dacă mă încred în mine, eu sunt om. Dacă mă încred în abilitatea mea ca să stau credincios pe calea Domnului, să nu greșesc, mă aleg cu un blestem. Dacă îmi pun încrederea în alți oameni ca eu să am succes spiritual, să fiu vindecat, să fiu eliberat, îmi pun încrederea în om și când îmi pun încrederea în om, încrezându-mă în mine sau în cei din jurul meu, lucrul acesta îmi depărtează inima de Domnul. Pentru că eu nu mai mă uit la Domnul pentru răspuns, fără să-mi dau seama ca o vrajă, încep să te uiți la om. Blestemat este să fie omul care se încrede în om, care se sprijine pe un muritor și astfel își abate inima de la Domnul. Ce se întâmplă cu un astfel de om? Căci este ca un nenorocit în pustiu și nu vede venind fericirea. Locuiește în locurile arse ale pustiului, într-un pământ sărat și fără locuitori. Oamenii care își împud încrederea în oameni ajung la un pustiu spiritual. Nu mai rodesc. Trăiesc, nu se bucură de viață, nu au rodire, nu au împlinire. Ascultați însă ce se întâmplă cu omul care se încrede în Domnul. Dacă este un blestem pentru omul care se încrede în om, să știți că există o binecuvântare pentru cei ce se încrede în omul. Binecuvântat să fie omul care se încrede în Domnul și a cărui nădejde este Domnul, căci el este ca un pom sădit lângă ape care își întinde rădăcinile spre râu. Nu se teme de căldură când vine și frunzișul lui rămâne verde în anul secetei. Nu se teme și nu încetează să aducă rod. Omul acesta, slăbănogul acesta se uita spre om, spre oameni. S-a bizuit pe el, s-a bizuit pe cei din jur și era într-un pustiu. Era sub blestem. Și ascultați mai departe ce spune. N-am pe nimeni, pe om, și în a doilea rând, n-am pe nimeni să mă bage în scăldătoare când se tulbură apa. Avea un ritual format în inima lui, cum fix, cum trebuia să lucreze Dumnezeu. Avea preconcepții. Spune, este o singură șansă să mă vindece Domnul. Să vină oamenii, să mă ia, să stea acolo lângă mine, când tot să fie atenți, când apa e tulburată să mă arunce în apă și atunci am șansa să fiu vindecat, altfel nu. Și atâția de mulți oameni își imaginează exact felul cum o să lucreze Domnul în viața lor. Dacă slujitorii de la biserică ar fi plini de Duhul Sfânt și ar lucra Domnul prin ei, când aș veni la biserică, m-ar prinde și ar pune mâinile peste mine, m-ar arunca în prezența Domnului și aș fi vindecat, dar liderii noștri sunt un faliment, am spune noi, și de aceea sunt eu în starea care sunt. Dar Neemia, leprosul, s-a gândit, mă duc la omul lui Dumnezeu și și-a imaginat exact cum urma să fie vindecat. Am să vin acolo cu hainele acelea, cu darurile mele. A să fie o ceremonie. Am să mă închin toate lucrurile acestea omului lui Dumnezeu. El a să rostească o binecuvântare, a să fie trompete, fanfare, o să mă decoreze, am să fiu vindecat, toată lumea o să știe și am să plec acasă. Și robul Domnului trimite pe robul lui să spună, scaldă-te în Iordan de 7 ori și ai să fii curățat. Și omul acesta se ofensează total. De ce? Avea preconcepții. Cum o să lucreze Dumnezeu în viața lui? Spunea o soră de la Florida că și-a imaginat că Domnul o să o vindece dacă ajunge la convenție și un anumit frate specific, slujitor, are să roage pentru ea, a să-i tragă durerea de spate. Și-a așteptat oportunitatea aceea, că numai așa o vindecă Domnul. Spunea, am ajuns acolo și
am făcut să fiu în linia la fratele acela. Și zic că fratele acela și-a pus mâinile peste capul meu și atâta de tare apăsa că mă durea spatele de nu mai puteam. Spune, am plecat mai rău de cum am venit. Și a imaginat exact cum o să lucreze Dumnezeu și aia era singura șansă. Fraților, dacă ne uităm în Scriptură, o să observăm că aproape de fiecare dată când a vindecat Domnul pe cineva, a fost într-un mod diferit. Odată a făcut tină, i-a pus pe ochi. Altă dată a spus un cuvânt. Altă dată a atins pe cineva. Aproape de fiecare dată diferit. De ce l-am limitat noi pe Domnul cu preconcepțiile noastre? Întrebarea Domnului pentru fiecare din noi este: vrei să te faci sănătos? Vrei rezolvare la problema ta? Răspunde, da, Doamne, vreau. Da, Doamne, vreau. Aici sunt, Doamne, în prezența ta. Doamne, nu mă bizuiesc pe oameni, nu mă bizuiesc pe niciun slujitor, vin la tine. Într-adevăr, Dumnezeu lucrează prin oameni, prin slujitori de multe ori. Dar Domnul este Cel care dă vindecare, nu omul. În al treilea rând, dacă vrei să primești vindecare, trebuie să împlinești porunca Domnului. Versetul 8, scoală-te, i-a zis Iisus, ridică-ți patul și umblă. Știți care este formula biblică pentru vindecare? Cuvântul lui Dumnezeu plus ascultarea noastră produce vindecare, rezolvare, tămăduire, restaurare, eliberare. Formula este cuvântul lui Dumnezeu, porunca lui cu ascultarea noastră. Și când acestea două sunt împreună, lucrul acesta produce minuni. Ceea ce avem noi nevoie este de un cuvânt din partea Domnului. Avem nevoie să ne vorbească Dumnezeu. De multe ori primim promisiuni de la Dumnezeu. Am să fac așa, 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 așa. Și pune câte o condiție. Știu că am fost aici în California și au fost promisiuni ale Domnului pentru biserica de care eram înainte din California. Știți care era condiția? Unitate. Spunea Domnul, vreau să fac lucruri minunate în locul acesta. Spunea, bărbați din fruntea poporului, uniți-vă, vreau să fac lucruri minunate. Și a fost un cuvânt, dacă nu vă uniți, dacă nu dați mâine de pace, spunea fratele acela, am văzut poporul acesta despărțit în trei. Fraților, din biserica aceea, câte biserici crezi că sunteți astăzi în localitatea aceea? Trei. Care era condiția? Unitate. Știți că Domnul îi este credincios promisiunilor lui de fiecare dată? Noi primim cuvântul lui Dumnezeu, primim promisiunile lui și ne bucurăm. Aproape toate promisiunile Domnului din Scriptură sunt condiționate. Observați lucrul acesta. Când citiți ceva în Scriptură, citiți o promisiune a lui Dumnezeu și să știți, cuvântul lui spune că toate promisiunile lui sunt da și amin pentru noi. Dar toate sunt condiționate pe credință, pe ascultare, pe iertare, pe unitate. Porunca Domnului este aceasta. Scoală-te, get up, i-a spus omul acesta. În alte cuvinte, scoală-te din starea ta din care ești. Scoală-te din compromis. Credința fără fapte este moarte. Dacă tu crezi cuvântul lui Dumnezeu, cuvântul acela întotdeauna te cheamă la o anumită acțiune. Cu câțiva ani în urmă, cred că sunt 2 ani exact, lucrez în cabinet și încerc o dată de două ori pe săptămână să mă duc la gym, că dacă nu ți atrofiază mușchii, că nu lucrezi fizic greu. Și a trebuit să mut o bancă de la gym, din aceea bancă de gym, să o dau la o parte. Și când am ridicat-o, am simțit că m-a săgetat dintr-o dată ceva în spate. Parcă mi-a băgat cineva un cuțit în spate. N-am mai putut să fac nimic. Am venit acasă. Noaptea nu puteam să mă întorc în pat. Trebuia să fac 4-5 mișcări noaptea să pot să mă întorc pe o altă parte. Și am zis, Doamne, cuvântul Tău spune că am fost vindecați prin rănile Tale. Și am zis, Doamne, primesc vindecare de la Tine. Și am declarat cuvântul lui Dumnezeu și am crezut că Domnul m-a vindecat la cruce. În fiecare zi același lucru. În fiecare noapte același lucru.
la serviciu, nu puteam să mă ridic de pe scaun, trebuia să mă plec, să mă întind spatele bine și după aia dintr-o dată să mă ridic în picioare, că încet cădeam înapoi pe scaun. Așa de tare era durerea aceea la spate. Am promis că mergem la o nuntă în România, am mers la nunta aceea în România. Mi-era rușine, soția mea, Violeta, mergea mai repede decât mine. De fiecare dată când dădeam cu piciorul pasul drept înainte, mă săgeta în spate. Și în fiecare zi declaram cuvântul Domnului, stăteam pe promisiunea Domnului. Eu am fost vindecat la cruce. Și într-o noapte, Domnul mi-a dat o înțelegere la ce se întâmpla cu mine. Am visat că mergeam printr-un parc, și dintr-o dată a căzut un om negricios din pom exact peste mine și nu mai puteam să mă mișc. Foarte puțin puteam să mă mișc. Și m-am văzut în visul acela cum am adresat la persoana aceea. Și am zis, este o înscenare la care persoana aceea mi-a dat un zâmbet sarcastic. Și am zis, tu faci treaba asta la mulți oameni. M-am trezit dintr-o dată. Am realizat că problema era o înscenare a vrăjmașului. Acesta nu era doar un accident, era un atac al vrăjmașului fizic. M-a rugat, în hotel eram, mi-aduc aminte, a fost trecut nunta, eram la Poiana Brașov pentru câteva zile, la hotel sus, și parcarea era la 45 de grade, trebuia să mergi pe mașină. M-a rugat în acea dimineață, am mustrat duhul de boală, am realizat că lucrul acesta nu este de la Domnul, este o scenare a vrăjmașului. Am spus toate lucrurile acestea, durerea încă e la spate. Trebuia să mai aduc un bagaj din portbagajul mașinii. Am oprit jos, m-am uitat la dealul acela și am zis, indiferent ce se întâmplă, eu am să fug pe dealul acela până la mașină. Dacă până acum trebuia să fac mișcări, să mă întind, am zis, this time I'm gonna run la mașină. În numele Domnului și am început să fug. Fraților, din ziua aceea până astăzi n-am mai avut nicio durere la spate. Cuvântul Domnului are nevoie de o acțiune din partea noastră. Ne cere ceva. Și Domnul, la omul acela care era slăbănoc jos, înainte ca să simtă vindecare, he had to get up, la porunca Domnului, la cuvântul lui. Momentul când era încercat să se ridice, a intrat vindecarea în viața lui. Fraților, noi îl așteptăm pe Domnul să vină. Dar din păcate Domnul ne așteaptă pe noi de multe ori. Să intrăm în acțiune la cuvântul lui. Get up, când îți dă Domnul un cuvânt, acționează la cuvântul acela. Și apoi a spus, ridică-ți patul și umblă. În alte cuvinte, mergi înainte prin credință în cuvântul Domnului. Keep standing. Declară cuvântul lui Dumnezeu. Fă ceva pentru Domnul. Să știți că Domnul nu are șomeri. Mi-aduc aminte când eram aici în California, în Modesto, era un frate, frate Traian, care spunea niște poezii. Spunea poezii foarte frumoase. Și înainte să spună câte o poezie, avea 30 de secunde sau un minut câte un gând. Dar gândul întotdeauna era un gând profund. Era care trebuia să fie atent la ceea ce spune, că întotdeauna avea ceva de spus. Și într-o noapte și el a avut un vis. Era într-o gară, era îmbrăcat în costum militar, cu chipiu militar, și a auzit numele lui, cum a fost pe speaker system, Traian, cu numele lui să vină. Și a intrat într-un birou și știa că trebuia să meargă spre destinație, să se întâlnească cu generalul. Și spre surprinderea lui, pe masa aceea erau bilețele. Și când s-a uitat la bilețelele acelea, a realizat că erau bilețelele lui. A văzut, a spus, erau scrise gândurile care eu le pregăteam să le spun înainte de a spune o poezie. Și omul acela care era acolo, care era cu grad mai înalt ca el, a spus, stăpânul se bucură de fiecare lucru pe care noi îl facem pentru el. Și ne spunea fratele Traian, era bolnav de cancer, la câteva luni de zile a murit. Era în chipiu militar, Domnul le-a spus că este gata să le ia acasă, era în gară, era pregătit de plecare. Dar lucrul acesta mi-a dat mie de gândit. Fraților, știți că Domnul privește spre fiecare lucru care noi îl facem pentru El? Știți că tinerii aceștia care vin și se pregătesc să se închine Domnului, fiecare lucru care îl fac este apreciat de Dumnezeu. Bilețelele acelea, Domnul îi spunea, Traiane, mă bucur și de gândul acela frumos pe care tu vrei să-l faci pentru mine. Știți, când Domnul i-a spus, ridică-ți patul și umblă, de multe ori prin credință trebuie să ne ridicăm și să intrăm în acțiune la chemarea care o are Domnul pentru noi. De multe ori lăsăm pauză la chemarea Domnului.
până nu se rezolvă cu tare, până nu n-am să fac nimic. Actul de credință este ceea ce dezleagă minunea în viața noastră. La fiecare din noi avem un cuvânt din partea Domnului. Și dacă nu ai un cuvânt din partea Domnului, așteaptă un cuvânt din partea Domnului. Are să-ți vorbească, profetic, prin cuvântul lui, printr-un vis, cum mi-a vorbit mie noaptea. Dar momentul când ai primit cuvântul, acționează pe acel cuvânt. Momentul când acționezi, acțiunea aceea dezleagă minunea în viața ta. Apoi, în al patrulea rând, suferința poate fi cauzată din pricina păcatului nemărturisit. Știți că toate suferințele din lume sunt din pricina păcatului. Din pricina păcatului adamic. Domnul l-a creat pe om, l-a creat fără boală, fără suferință, fără îmbătrânire, fără... Și trebuia să lucreze în grădina Edenului, dar nu era cu sudoarea feței, era o plăcere. Prin păcat au venit toate aceste lucruri. Și sunt lucruri care sunt în viața noastră din pricina păcatului adamic, cu care n-am avut noi nimic de-a face. Dar sunt anumite lucruri unde ne-am deschis noi poarta vrăjmașului în viața noastră. Printr-un compromis, printr-un păcat. Și vine diavolul cu boală, cu suferință, cu anumite lucruri. Aș vrea să vă spun în această dimineață că dacă acest om, slăbănogul acesta, a dat loc păcatului să vină în viața lui, Domnul a venit din locul acela și l-a vindecat și l-a ridicat. Cu cât mai mult pentru fiecare din noi. Domnul ne cheamă pe fiecare din noi să închidem ușa păcatului în viața noastră. Dacă venim înaintea Lui cu sinceritate, să spunem, Doamne, este oare o vreo ușă deschisă prin care vine vrăjmașul și mi-aduce suferință? Să știți că Domnul are să ne arate. Noi trebuie să facem lucrul acesta în fiecare zi și cel puțin la cina Domnului. Erau oameni care sufereau în Corint. De ce? Nu s-au uitat la porțile deschise. Au deschis ușa la păcat în viața lui, la compromis și au continuat așa. Ei au murit mai devreme, nu că Domnul i-a pedepsit, au deschis ușa păcatului și deschizând ușa păcatului, au tras consecințele. Îi întrebam odată pe tineri, am fost lider de tineret 7 ani de zile și le-am întrebat. Nu e așa că vine diavolul și îți împachetează păcatul, așa îl spoiește, ca și un cadou din acela dinainte de Crăciun sau un birthday present care zice ce fain e aici, ce bucurii se așteaptă aici. Și ce s-a întâmplat ultima dată când ai deschis un pachetel de acela? Ce gust ți-a rămas? Și au răspuns ei, au spus, I felt terrible. Nu m-am simțit deloc bine. Să știți că așa este cu vrăjmașul. Vine, împachetează răul acela cu spoit, ca și cum ar fi ceva de dorit, ca și cum ar deschide ochii, ca și la Adam și la Eva. Eu cred că Domnul ne cheamă să închidem ușa, să rezolvăm problema păcatului din viața noastră. Și apoi, în ultimul rând, vindecarea, rezolvarea ta vine într-o zi de sabat. Ați observat de câte ori s-a repetat lucrul acesta în Scriptură, spune că Domnul a vindecat pe cel cu mâna slăbănogită. Era o zi de sabat. Și mereu găsim că Domnul alegea să facă minuni într-o zi de sabat. Ce vrea să ne spună lucrul acesta? Știți că evreii au fost intrat într-un legalism teribil. Fiecare lucru era prin merit personal. Pentru ei, ei lucrau și în ziua sabatului. Pentru ei, sabatul era o muncă, o pregătire pentru ziua sabatului. Și apoi, oricine încălca vreo regulă de ziua sabatului, era împușcat pe loc. Și cuvântul Domnului spune că nu omul a fost creat pentru sabat, ci sabatul a fost creat pentru om. Știți ce vrea să ne spună lucrul acesta? Oamenii așteptau ca să câștige merit înaintea Domnului, ca Domnul să-i vindece. Nu se odihneau absolut deloc în ceea ce făcea Domnul pentru ei. Vroiau ei ca să-și câștige, de fapt, vrednicia, să facă destule fapte bune, să fie destul de credincioși, ca să aibă un merit ca Domnul să se atingă de ei. Spunea Domnul Iisus, din pricina aceasta, spune cuvântul Domnului, iudeii au început să urmărească pe Iisus și căutau să-L omoare. De ce? Fiindcă făcea aceste lucruri în ziua sabatului.
Domnul vrea să ne spună prin lucrul acesta că rezolvarea noastră, vindecarea noastră, va trebui să vină dintr-un loc de odihnă. Ce înseamnă aceasta? Nu este bazată pe merit, ci este bazată pe ceea ce a făcut Hristos pentru noi la cruce. El a rezolvat absolut toate lucrurile pentru noi. Și spune aici în Evrei, spune căci, Evrei capitolul 4 cu versetul 4, căci într-un loc a vorbit astfel despre ziua a șaptea. Dumnezeu s-a odihnit în ziua a șaptea de toate lucrările Lui. Și aici este zis iarăși, nu vor intra în odihna mea. Observați că este o odihnă, dar este odihna lui Dumnezeu pe care ne invită pe fiecare din noi. Deci, fiindcă rămâne ca să intre unii în odihna aceasta și pentru că aceia cărora li s-a vestit întâi vestea bună n-au intrat în ea, adică evrei, din pricina neascultării lor, el hotărăște din nou o zi, astăzi. Zicând în David, după atâta vreme cum s-a spus mai sus, astăzi, dacă auziți glasul lui, nu vă împietriți inimile. Căci dacă le-ar fi dat Iosua odihna, n-ar mai vorbi Dumnezeu după aceea de o altă zi. Rămâne dar o odihnă. O odihnă ca cea de sabat pentru poporul lui Dumnezeu, adică pentru noi. Fiindcă cine intră în odihna lui, odihna lui Dumnezeu, se odihnește și el de lucrările lui. Cum s-a odihnit Dumnezeu de lucrările sale. Să ne grăbim, dar să intrăm în odihna aceasta, pentru ca nimeni să nu cadă în aceeași pildă de neascultare. Știți ce spune cuvântul Domnului? Ceea ce a făcut Domnul Iisus Hristos pentru noi la cruce este complet. Acolo a rezolvat problema păcatului nostru, acolo a rezolvat problema bolilor noastre, acolo a realizat problema neprihănirii noastre. Tot ce trebuia făcut din punct de vedere pentru a satisface sfințenia lui Dumnezeu a fost făcut la cruce. Nu mai rămâne nimic de făcut decât să intri în ea prin credință. Poți să primești mântuire, vindecare, eliberare, restaurare, intrând în odihna lui, venind și să-i spui Domnului, Doamne, eu știu că nu sunt vrednic, știu că niciodată n-am să fiu vrednic. Intru prin credință în ceea ce ai făcut la cruce. Mă odihnesc în ceea ce ai făcut tu. Și locul acela, în acea odihnă, vom găsi vindecare, eliberare, restaurare. Domnul ne cheamă pe fiecare din noi să intrăm acolo. Fraților, câți de aici, din dumneavoastră, în dumneavoastră personal sau în familiile dumneavoastră, ați experimentat vindecare supranaturală de Domnul? Vă rog să ridicați o mână. De ce a făcut Domnul minunea aceea? Pentru că am fost noi vrednici? Nu. Standardul Domnului nu s-a schimbat. Știe din ce suntem făcuți, știe că suntem țărână, știe cât de slab suntem. Așteaptă să venim cu recunoștință, cu credință în ceea ce a făcut El. Să venim la Domnul și să-i spunem, da, Doamne, eu vreau să fiu vindecat, eu vreau să fiu eliberat, eu vreau să fiu restaurat. Vin. Și rămân acolo, rămânem în ascultare, așteptăm ca Domnul să se atingă de noi. Mă rog ca Domnul să ne ajute pe toți să intrăm în odihna Lui. Mă rog Domnului ca toate problemele noastre să fie rezolvate, să spunem și noi ca slăbănogul, sau cum trebuia să spună slăbănogul, da, Doamne, vreau, atinge-te de mine, sunt convins că Domnul va face lucrul acesta. Domnul să ne ajute pe toți la aceasta. Amin.